Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un episod din seria noastră minunată de Counter-Strike Global Offensive. Lazo, după cum puteți vedea, revenim cu un nou Overwatch, sau mă rog, mai bine zis două Overwatch-uri, pentru că știți foarte bine că postăm câte două Overwatch-uri pe episod. Deci, dacă vreți să continuăm acest lucru, nu uitați fiecare dintre voi să apăsați acel buton de like și dacă o să văd acolo foarte multe vizionări și foarte multe like-uri în continuare, o să continuăm să postăm Overwatch zilnic, câte două Overwatch-uri pe episod. Ok, haideți să vedem despre ce este vorba, frazor. În aceste două Overwatch-uri să vedem peste ce suspect o să dăm. Ok, what the fuck, mi se pare mie să o vede într-o parte? Mi se pare mie să o este strâmb. What the fuck, eu nu știu de ce am impresia că este strâmb. Parcă este un pic strâmb în stânga, nu? Bă, frate, parcă stătea puțin de strâmb în stânga. Ok, ei sunt în echipa câștigătoare, au 12 runde câștigate față de 3 câștigate. Ok, asta este ciudat să-i vene. Suspectul nostru are 12-6, dar toată echipa lui joacă foarte bine. Ar putea fi smurferină, frate, totuși mi se pare că stă într-o parte. Sau mie monitor într-o parte, n-are cum, frate, ești nebun. E într-o parte, ciudat, nu știu. Ok, îl aude și lung, știe că este și ăla acolo. L-am omorât pe ăsta. S-a speriat ăsta, deci nu știa că vine. Îl aude. Și apare ăsta. Îl ratează foarte mult și a apărut și ăla. Bă, până aici nimic foarte ciudat până aici, știi ce mie? Că el are scor mare de mai de dinainte. Poate vezi că a avut codul la început și acum l-a dezactivat. Când a primit report l-a dezactivat, știi? De da flash, nu l-a blindul. O luat așa puțin tel. Ok, este atent. Bă, frate, dar serios, este într-o parte, nu ești nebun? Nu știu, mi se pare foarte, foarte ciudat totuși. Până aici n-a avut nimic, frate. Chiar n-a avut nimic până aici. Omul este eco. Omul este full eco. Uite, a luat un nou geacuma de pe jos. Și a murit aici iarăși. Nu știu, ciudat. Sunt curios de ce o fi primit reportul. Da, smoke aici. Și cred că o să câștige și meciul. Am impresia asta. Adică, bine, 13-4. Nu l-a văzut pe ăsta, l-a omorât. Da, mai este într-o parte, nimeni. Amețez dacă... Deci așa trebuie să mă uit ca să fie drept, știi? Ciudat. Nu știu, foarte ciudat. Stai că m-am lăsat prea jos pe scaun. Ok, a rămas 1 vs 2. Haide să vedem acum un clutch 1 vs 2. Un clutch frumos sau... Ia. Omul merge cu shift-ul. Deși nu este nimeni, vedeți că nu este nimeni. Omul merge cu shift-ul, se asigură în toate părțile. Uite. Frate, eu zic că n-are nimic. Și aici l-a omorât AVP-ul ăla. Omul pur și simplu s-a asigurat. Bă, frate, eu cred că n-are nimic. Cred că a primit report degeaba, cel puțin până acum. Bine, oricum o să trebuiască să ne uităm la finalul Overwatch-ului, deci trebuie să ne uităm la tot. Nu trebuie să dăm verdictul acum, pentru că să dăm gen fast. A pușat lungul și de-abia acum și-a dat seama că a pușat lungul, că i-a spus mask ăla. Pentru că se poate activa, deci se poate activa la final. 13 la 5. Lul, l-a omorât pe ăla, cred că i-a dat un glot de cap și a scăzut foarte mult viața dintr-o dată. Bine, a luat, de fapt, nu, uite că a luat și assist mask. A luat AK-ul de pe jos, omul mergea cu spatele, ăștia puteau să intre prin smoke. Probabil să fi gândit că nu intră prin smoke. LOL! L-a omorât. Și l-o mare și pe ăsta. Eu nu înțeleg ce au făcut aia. Cred că e smurf, sincer. Adică cred că joacă la rem foarte mic. Eu nu înțeleg cum de adversarii nu au reușit să-l omoare. Dar uitați-vă cum trage, frate. Și-au dat defuse. Deci uitați-vă cum trage și acest om a reușit să facă kill-urile pe care le-a făcut până în acest moment, știi? Ciudat, nu știu, foarte ciudat. Oricum, n-are nimic până acum. Am murit ăla pe mid. Oh, l-a văzut? Atlas l-a omorât, nimic ciudat. Aici, deci până acum n-a fost absolut nimic ciudat. Frate, mai sunt decât 3 counter-trail și toți 3 sunt pe lung. Unul a rămas, care este tot pe lung. Omul se duce, dă flash-uri acolo, se chine, se uită. A intrat puțin cu bomba în mână. Dar probabil ori fi spus că echipere că bă, vezi că ultima e lung. Știi că s-au bătut acolo pe lung, deci... Putem spune că este legit până în acest moment. Rămâne pe side. Oh! L-a văzut și l-a omorât. Frate, cred că verdictul deja îl cunoașteți și voi. Adică spuneți și voi în comentarii. Nu credeți că tipul ăsta este inocent? Că n-are nici cea mai mică vină. N-are nici cea mai mic cod, nici măcar nu e suspicios, de cât vreodată nu știu ce a primit report. Cred că s-au supărat ăștia că au pierdut atât de tare și au dat report tuturor din echipa adversă, au dat report tuturor celor de la teroriști, știi? Cred că aia s-a întâmplat. Nu. Oba, acum știe că este lung.
S-a dus aici, normal, ca să ne la ala de pe lung. Ala oricum de save, deci nu cred că mai ai de speed. Asta așteaptă oricum, uitați-vă cum așteaptă până în ultima secundă. Na, super tare, frate. Omul chiar joacă binișor. Schimbă aici arme de toate. Aia pușează lung, uitați-vă că sunt 3 lung, toți 3 lung, dar este și bomba picată pe lung. Ia să vedem ce face aici. Știe că sunt aici, intră. Oh, l-a văzut pe ăla intrat, l-a văzut și pe celălalt. Deci m-am cuțintat pe ei. Dar și așa fi. Aia e boss. A ieșit fix acolo la cuținta pe ușă. Deci a ieșit cuținta pe ușă. Ok, și știu că ultima este lung. Dar nu știu unde este mai exact. Dar nu știu, uite, e foarte ciudat, om. O, l-a văzut! Și l-a omorât. Lol, deci tipul ăla se uita în cealaltă parte, deci frate, da smoke-ul era logic că vine de pe lung dacă a dat smoke-ul de pe lung. De ce se uita adversarul în altă parte? Nu înțeleg, frate, gen, nu știu, eu cred că a jucat la un rank foarte mic, oricum suspectul nostru n-a avut absolut nimic și cred că sunteți și voi de acord cu acest verdict, îi dăm aici sau mi verdict și haideți să trecem la următorul. Și am revenit și cu al doilea meci, fraților, care aparent va avea loc tot pe DAS 2 și după cum puteți vedea nici măcar n-a început pentru că încă mai sunt 20 de secunde din warm-up, deci înseamnă că suspectul nostru a primit report încă de la început, ceea ce este destul de ciudat. Hai să dăm demo UI, să dăm și noi puțin telbă, frate. Iar și am două mouse-uri, deci v-am spus mereu la al doilea Overwatch, frate, am două mouse-uri, nu înțeleg de ce. Ok, încă am, what the fuck, iarăși este warm-up, 60 de secunde. Ok, vreau să-i termin warm-up-ul mai repede pentru că oricum nu avem ce face, nu avem ce vedea. Încă o dată nu uitați să dați și acolo multe, multe like-uri dacă mă susțineți și vreți să apară mai multe clipuri. Și haideți să vedem, frate. 0-0, de-abia a început meciul. Toți se duc rush lung, suspectul nostru este în B. Și ăla, săracul care a murit, frog ăsta care a murit, săracul, zai de cap, toți zung, toți, aoleu, și-a luat mare cap, toți zung, toți zung, și totuși au câștigat runda, uite, suspectul și-a luat cap și totuși au câștigat runda. Ok, cu lama în mână, să ce aici spre B. Hai să vedem cât scurios aici. O, n-a tras. Oh my god, și-a murit decât 2, frate, putea să omoare mult mai mulți acolo. Bine, și 2, vă dați seama, este super ok, gen, să omor 2. De ce nu? Dar putea să omoare mai mult. Deci așa a luat AVP-ul. Ăsta i-a dat taser cu echipelul lui, da. Tocmai i-a dat taser cu echipelul lui. Frate, e destul de ciudat să-ți ia AVP din a treia rundă, pentru că dacă te omoară ăștia... Opa, rush pe mid, urât. Bam, un mort. Și a murit, și a murit aici. Frate, până acum nimic suspect nici la acest, personaj pe care îl urmărim. Vreau să spun nimic suspect la acest suspect. Lol. L-a omorât cu echipierul. Tocmai n-au omorât cu echiperul, cred că au fi primit report pentru griefing. Deci, un tip i-a dat taser cu echiperul și acum l-au omorât și pe el. Nu știu dacă același, că n-am fost atent. Nu știu dacă același, că n-am fost atent, dar nu înțeleg ce naiba s-a întâmplat acolo. Uite, aici nu-l vedeam. Nici măcar nu punea ținta în spre și a murit iarăși. L-au omorât cu echiperul sau... Frate, nu înțeleg ce se întâmplă, ești nebun. S-a pus aici la foc, mamă, deci este o poziție care pe mine personal mă enervează foarte mult. Dacă sunt terorist, frate, nu-mi dau seama din cauza focului, nu-mi dau seama că este aici un adversar, știi? Uite, uite unde ține ținta el. Cred că acum le spune, frate, te omor. Uite pe ștrump ăla. Și trage după el, uite, trage după el. Nu știu, da, acum în el. Cred că a primit report pentru grief. Da, i-a dat în cap, bine, dar și stamp, nu ștrump. Stamp ăla l-a omorât pe el. Iar și-au mărut aici, nu știu de ce au început să troleze atât de grav de la început, au început să facă faze de astea, știi? Lor, a încercat să-l liberească cu taserul și acum trage iarăși în el. Ok, deci o să primească report pentru grief. Bine, și ceilalți din echipa lui care au mai făcut team kill ar trebui să primească și ei report pentru grief, dar acum, dat fiind faptul că noi ne uităm numai pe el, trebuie să luăm o decizie în cazul lui, știi? Și el în situația de față, vedeți că a grifat. No. Deci nu se pune vorba de coduri, nu intră în discuție și totuși au câștigat runda, frate, câștigă runde, nu înțeleg cum este posibil, deci uitați-vă cum trolează și totuși câștigă runde, știi? Asta mi se pare ciudat, lol, aia se boostează acolo, uitați-vă la ei. Cum se boostează băieții acolo. Lol, cât l-a ratat aici. Deja s-a terminat overwatch-ul. Lol, pentru că foarte mare parte din Overwatch a fost warm-up. Deci, azi, tipul ăsta n-a avut absolut nimic decât o să-i dăm report pentru grief. Deci, o să pun, da, grief a fost, ați văzut și voi de ce. A dat damage unui coechipier, după l-a și omorât, deci
Clar, grif a fost și dânsa mea verdict. Fraților, cam asta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Dacă sunteți de acord cu verdictul meu sau dacă nu sunteți de acord, bineînțeles, uitați să scrieți ceva acolo jos în comentarii. Bine, oricum nu cred că... Deci am dat primul meci, a fost un tip care n-a avut nimic decât a juca bine și al doilea meci unul care a grifat și atât. Și la fel, juca decent, știi? Deci n-a fost nicio dilemă, ca să spun așa. Nu uitați să dați ceva acolo foarte multe like-uri dacă vreți să apară cât mai multe clipuri și ne auzim data viitoare. Ceau, bă! Pa!